Doamnelor, domnilor, bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare Energetică urmează să examineze cererea înaintată de Moldova Gaz privind majorarea tarifului pentru gazele naturale cu 45%. Dacă ANRE va da curs solicitării, moldovenii ar urma să achite un tarif de 26 de lei și 52 de bani cu TVA inclus. Cât de justificat este acest preț? Ce ne așteaptă în sezonul rece? Ce se va întâmpla cu cei care nu vor putea să-și achite facturile și cât va dura criza gazelor? Ne va spune astăzi membrul Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, domnul Ilie Tutunaru. Domnule Tutunaru, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și expertul economic Sergiu Ungureanu. Domnule Ungureanu, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Tutunaru, începem cu dumneavoastră. Așa cum spuneam mai sus, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică urmează să examineze cererea depusă de Moldova Gaz privind majorarea tarifului la gazele naturale. Ce v-a determinat să cereți anume acest preț și după ce criterii ați calculat de s-a ajuns la acest preț de 26 de lei și 52 de bani? Din start, aș vrea să menționez că motivul de bază care a stat la baza cererii solicitării noastre către Agenția Națională de Reglementare Energetică a fost majorarea costului de achiziție a gazelor naturale. Cu cât? În acest an? În acest an, știți, nu este formula de calcul inclusă în contractul de achiziție a gazelor naturale, care prevede stabilirea unui preț lunar în baza cotațiilor spot și în proporție de 70% și în proporție de 30% gazoil și pecură. Respectiv, fluctuațiile la bursele internaționale au avut, spunem așa, o creștere enormă, care din calculele noastre noi nu putem prin tariful actual care este aprobat de către agenție să acoperim aceste costuri. Ca exemplu, vă aduc câteva cifre și de ce este important, ca să înțelegeți, spunem așa, argumentarea noastră. În tariful actual aprobat de către agenție este inclus ca element a tarifului final pentru consumatorii finali care trebuie să achite pentru consumul de gaze, costul de gaze în valoare de 6,96 dolari, ceea ce constituie circa 12.757 de lei pentru 1.000 metri cubi. Tariful final, mediu. De ce spun mediu? Din simplu motiv că, conform metodologiei de calculare, el este stabilit în dependență de presiunea la care este conectat consumatorul. Tariful final este stabilit de către agenție la nivel de 16.254 de lei pentru 1.000 metri cubi. Însă noi astăzi procurăm în iunie, gaze naturale la costul de 980.000 de dolari pentru 1000 metri cubi. Este evident că sursele care sunt incluse în tariful actual nu sunt suficiente pentru ca noi, Moldova Gaz, să ne onorăm obligațiunile noastre față de furnizor. Respectiv, suntem nevoiți să prezentăm, să solicităm majorare de tarif conform metodologiei tarifare aprobat de către agenție, unde este stipulat dreptul nostru de a înainta solicitarea de majorare a tarifului. Este o situație nevoită de efectuat pentru a menține contractul în vigoare și furnizarea gazelor naturale către consumatorii din Republica Moldova. Deci primul factor care a stat la baza demersului dumneavoastră făcut către ANRE este majorarea prețului de achiziție. Sigur. Mai sunt careva... Nu, este doar elementul de bază și cel mai sensibil. Eu aș vrea să spun că astăzi, dacă de analizat structura tarifului, adică ponderea costului gazelor este circa 80-82%. Este destul de mare. Respectiv, orice majorare. Vorbim și despre structura tarifului neapărat, dar vreau să vă întreb, în medie, dacă facem o estimare, cu cât s-a majorat prețul de achiziție de la începutul anului acesta? Nu, dacă să facem o estimare, putem, dacă astăzi noi procurăm cu 1000 de dolari, iar la începutul anului noi procuram cu circa 600 de dolari, adică putem să spunem că circa 40% a crescut costurile de achiziție, ca preț.
Domnule Tutunaru, dar ce se va întâmpla în cazul în care ANRE nu va accepta această solicitare de majorare a prețului cu 45%? Eu cred că noi vom avea un oarecare deficit de casă, respectiv noi o să putem să ne onorăm obligațiunile față de furnizorul nostru, Gazprom. Și ulterior? Ulterior căutăm soluții pentru ca să acoperim acest deficit. Noi am avut careva propuneri pe subiectul dat, adică la moment, clar, noi nu putem, noi amânăm careva plăți la impozite la către stat pentru ca să banii aceștia să redicționăm față de furnizor. Noi sperăm să fie un tarif echitabil care va acoperi toate costurile reale suportate la moment. Ca și noi, ca companie, să putem să ne facem datoria noastră față de buget, față de salariați, mentenanță. Domnule Ungureanu, dumneavoastră, ce părere aveți despre solicitarea Moldovagaz de a crește tariful la gazele naturale? Este această estimare rezonabilă? Știți, sunt mai multe premise care trebuie să le examinăm aici, dar din ceea ce se vede la piața internațională și în Republica Moldova, oarecum în formula de calcul este prezentă și prezentă această componentă foarte puternică a ceea ce este la piața spot. Deci vedem că prețurile au crescut și matematic vorbind este nevoie de ajustat tariful, de altfel vor fi aceste deviații financiare negative pe care le va acumula Moldova Gaz, adică pierderi, hai să spunem mai pe înțeles. Și într-un fel acestea sunt necesare. Aici trebuie să vedem cum vor lua sau cât din această vor lua ANRE-ul și dacă va accepta sau va opera această modificare cu o mărire atât cât o solicită Moldova Gaz sau pot să facă o mărire treptată, cum au mai făcut și în alte situații, când se solicita o mărire, spre exemplu, de 40-50%, când ne amintim și pe electricitate, pe gaz, pe căldură. Deci, dar aceasta era împărțită cumva în două trepte ca să nu apară acest șoc. Vom vedea cum va să proceda ANRE-ul. Aici avem partea, hai așa spunem, partea un pic bună, că acum la moment nu sunt consumuri atât de mari și nu este consumul pe căldură, pe energie termică. Și este doar pentru prepararea apei calde, doar pentru mâncare, deci nu sunt consumuri atât de mari, chiar și statistic vorbind. Mai accentuat și mai rău va fi dacă aceste deci scumpiri se vor fi pentru perioada sezonului rece. Iată acolo vom avea chiar probleme mai serioase de achitare pentru mulți cetățeni, am în vedere. Domnule Ungureanu, dacă ANRE va accepta solicitarea Moldova Gaz, accesibilitatea populației va fi cea mai mică din ultimii 20 de ani. Asta spune expertul Veceslav Ioniță într-un studiu făcut de dumnealui. Tot el spune că încă nu am trecut de șocul prețurilor. Înseamnă asta că se va înrăutăți și mai mult situația? La ce să ne așteptăm? Da, vedeți, chiar experți economici clar că întrevăd un șoc care urmează, pentru că scumpirea gazului este primul val, după care urmează scumpire în lanț pentru mai multe produse, pentru că toate produsele practic conțin în sine componenta aceasta energetică și în special produsele alimentare, care sunt în coșul minim de consum la noi în țară, ele au într-o componentă mai mare sau mică consumul energetic, în special gaz, pentru că la coacerea pâinii, la procesele termice în sectorul lactate, în sectorul carne, deci practic foarte multe, practic toate produsele și serviciile, noi găsim acest gaz. Deci ideea este că, da, nu va apărea imediat aceasta, deci, dar cu o oarecare întârziere, numai decât presiunea aceasta de creștere a prețurilor va apărea. Și noi vedem deja, dacă să luăm comparând cu 6 luni în urmă sau cu 8 luni în urmă, chiar prețul elementar pentru pâine, pentru lactate, observăm că acestea s-au scumpit, nu imediat când s-au scumpit și gazele, dar treptat ele merg în sus. Care va fi politica de scumpire din partea furnizorilor deja pentru aceste produse alimentare, deja vom vedea, pentru că sau ei au acumulat careva rezerve și pot să mai mențină acest preț, sau dacă nu au acumulat rezerve, atunci le vor scumpi foarte repede în urma gazului. Deci, dar oricum aceasta urmează. Deci noi nu trebuie să avem iluzia că se va scumpi doar gazul și gata și atât. Deci noi avem un lanț întreg care mai într-o proporție mai mare sau mai mică. Deci în medie pentru produsele din coșul minim de consum sau din alimentare, acesta constituie de la 18 la 22%. Deci în dependență deja, deci fiecare care... La ce perioadă vă referiți? Componenta de energetic, componenta de gaz. Deci dacă spunem că
teoretic vorbind, gazul se va scumpi de două ori, atunci se va scumpi cu plus 18%, da? Deci cei ce avem, dacă să luăm comparații cu anul trecut, cam aceeași perioadă. Deci, bine, gazul s-a scumpit mai mult decât doar. Bine, dar ce produse stau în cap de listă la capitolul scumpiri? Ce se va scumpi în primul rând? Păi aici trebuie să vedem... Pâinea, lactatele... Da, da, păi astea care cont pâinea, deci este mai sensibil, așa, hai să spunem, pentru că puțin producători care fac pâine pe un coc pe energie electrică. Deci majoritatea utilizează gazul pentru că este mai ieftin. Mai sunt produse termice, precum coacerea, unele la produsele de carne, produsele de pește care conțin această componentă termică. Deci ele, într-un mod oarecare, se vor scumpi. Deja depinde deja de eficiența energetică a fiecărui producător. Cât de mare este această componentă în structura cheltuielilor sale. Domnule Tutunar, există riscul ca până în toamnă prețul la gaz să crească și mai mult? Știți, în situația actuală este foarte complicat să faci careva prognoze. Noi totuși sperăm că prețurile se vor stabili la un nivel și această majorare este, spunem așa, ultima până în septembrie. Însă, la moment, examinând cum evoluează cotațiile la bursă, adică este foarte complicat să faci careva prognoze. Unii experți susțin că această majorare va ajunge până la 40 de lei. Să depășească chiar această cifră de 40 de lei. Eu nu cunosc, spunem așa, ce a stat la bază pentru acești experți. Pot doar să spun că la moment, cotațiile noi am avut în istoria de la 1 ianuarie, când cotațiile începeau la începutul săptămânii cu 1.000 dolari și vineri era deja 1.800-1.900. Astăzi, cum și cotațiile sunt la nivel de 1.800-1.900 dolari pentru 1.000 metri cub de gaz. Dacă e să analizăm structura tarifului la gaz, ce parte pleacă din acest tarif? Pleacă la Gazprom și ce parte rămâne efectivă aici la Moldova Gaz? Unde pleacă banii? Cum? Dacă să vorbim din punct de vedere financiar a banilor, eu pot spun că 95%, tot ce este acumulat, dacă nu mai mult, pleacă către achitarea gazelor naturale. Este foarte important să divizăm aceste două momente. Este structura tarifului care este ca component, adică între elementul de cost de gaz, tarif, cost de distribuție și transport și de furnizare și respectiv componenta de corectare, adică divierile financiare care sunt stabilite de către metodologie de calculare a tarifelor. Asta este pe partea, spunem așa, structurii care este aprobat. Din punct de vedere a mișcării banilor, cum și-am menționat, da, când am răspuns la întrebarea dumneavoastră, adică în tarif avem 696 de dolari pentru 1000 metri cubi, adică consumatorul când achită, dacă să luăm structura tarifului, adică 696. Însă noi efectiv achităm 1000 de dolari. Adică această situație a fost și în luna trecută. Noi am fost nevoiți să, spunem așa, să discutăm cu furnizorii pentru a amâna careva plăți pentru efectuarea cărorva investiții. Pentru a amâna careva plăți care de mentenanță. Da? Noi acum doar ne concentrăm pe plățile de bază. Astea sunt impozitele, salariile, strictul necesar pentru ca sistemul de gaze să funcționeze. Clar că situația asta nu poate să continue. Noi foarte bine știm că vara noi trebuie să facem mentenanță sistemului de gaz din Republica Moldova și să-l pregătim pentru sezonul rece. Aceasta ne dă garanție că în sezonul rece noi nu vom avea careva incidente în rețelele de gaz și respectiv vom asigura furnizarea fiabilă a gazelor naturale către consumatori. Dar aceste lucrări se efectuează vară, nu în sezonul rece. Asta e răspuns. Bine, haideți să mai concretizăm un pic. Iată, din tariful pe care noi îl achităm, câte procente merg la Gazprom și câte rămân la Moldova Gaz? Dacă să luăm, v-am spus, din punct de vedere a încasărilor banilor, 95% merge către Gazprom. Acum. Acum. Adică noi am amânat careva lucrări și careva plăți pe perioadă ulterioară,
Din simplu motiv pentru a redicționa sursele financiare acumulate către Gazprom. Ca să achite. Ca să achităm. Uh-huh. Noi avem un deficit. Dacă să comparăm componenta tarifului și costurile efective. Da. Domnule Ungureanu, prețul la gazele naturale este un factor care depinde de condițiile din contractul încheiat, în funcție de situația de pe piața globală a energiei. Vom vorbi despre asta un pic mai târziu, dar întrebarea mea este acum, se poate reduce din contul sumei venitului care merge la Moldova Gaz a impozitelor către stat? Sau este o chestie inacceptabilă, care doare poate? Uitați-vă, din ceea ce deja se spune și ceea ce a spus și colegul invitat, ei deja reduc din cheltuielile care le au, componenta care a fost aprobată în tariful actualmente existent, ea acoperă doar 697, deci din total. Dar el acum, deci, ei acum practic deja fac acest lucru reducând din impozite care trebuie să plătească sau alte plăți care trebuie să le dea. Trebuie să ne concentrăm sau ca idee de bază cum am putea să reducem, deci trebuie să vedem componenta aceasta principală, care este de peste 70 sau 80%, deci componentul care îți cumpără gazul. Deci, efectiv, Moldova nu are gaz, hai așa să lămurim mai, poate mai simplu, și Moldova cumpără acest gaz. Deja adaus la toate cheltuielile de cumpărare, să mai pun cheltuielile de întreținere a rețelii, de plata salariilor, de impozite și așa mai departe. Deci tot ceea ce este local, deci ceea ce se plătește la nivel local. Dar componenta de bază este acel preț, preț care se importă, care intră gazul efectiv de la granița Republicii Moldova. Cum deja putem să reducem aceasta? Aici deja intrăm într-o discuție mai largă și în mai multe posibilități, deja apar tot mai multe voci în societate care spun că ar fi bine de renegociat contractul, ar fi bine de revăzut anumite aspecte și iată, aici intrăm în făgașul unor posibilități care trebuie să se deschidă de la nivel mult mai înalt. Deci de la nivelul ministrului, primului ministru, a președintelui, deci la acest nivel ar trebui să se discute pentru că și întrebarea este de o natură și de o importanță crucială pentru Republica Moldova, pentru că noi avem o dependență foarte mare de acest de gaz natural. Noi, practic, am spus, și produsele alimentare, și transportul, și serviciile, în mare parte, depind de aceasta. Dacă vine sezonul de încălzire, în general, se crește aceasta. Deci noi trebuie să găsim cumva posibilități de a reduce această componentă. Bine, că vom reduce careva taxe, că poate să opereze, de ce nu, Ministerul Finanțelor, pe o anumită perioadă, spunând că, iată, nu mai plătiți taxele salariale care sunt în plus. Bun, asta reduce cu 20 de bani, 30 de bani. Poate mai spunem că reducem anumite alte taxe care legate, de asemenea, care nu sunt importante. Poate să reducă anumite investiții care le plănuia Moldova Gaz, le facă, bine, le facem altă dată, dar și cum se spune, să întreținem doar ceea ce este strictul necesar, acum să întreținem rețelele. Dar acestea sunt cu mult mai nesemnificative, deci efortul va fi mare, da? Pentru că va trebui să se schimbe anumite legi, anumite documente financiare, dar efectul va fi mult mai mic decât să se acționeze asupra componentei principale, adică acestui preț de cumpărare. Pentru că, presupunem acum că dacă nu s-ar plăti banii ăștia care trebuie să plătească Republica Moldova, probabil ce s-ar întâmpla? Se va închide gazul și ar vom ajunge în perioada când aveam această criză, când practic ni s-a închis livrările de gaz. Dacă îmi permiteți ca completare, ponderea costurilor de gaze în tarif constituie circa 80%. Restul 20% este produsul intern, care este mentenanța, distribuția, furnizarea gazelor. Când eu spun despre, spunem așa, despre transport, distribuție, ce se are în vedere? Asta, mentenanța a circa 23.000 de kilometri de gaze naturale, lucru cu circa 740.000 de consumatori, achitările salariale pentru un colectiv de peste 5.000 de salariați. Asta este partea asta care 20% care este în Republica Moldova și care asigură furnizarea fiabilă de gaze. 5.000 de salariați. Peste 5.000. Da. Referitor la problema revizuirii, renegocierii contractului, domnul Ungureanu, despre care dumneavoastră ați început să vorbiți, dar și în societate se discută activ această problemă, unii experți, dar și politicienii din opoziție spun că acest lucru, adică renegocierea contractului, este un lucru absolut necesar. Domnule Tutunaru, teoretic, este posibil acest lucru și cum ar trebui să se întâmple dacă este posibil? Cine ar putea iniția aceste negocieri, în opinia dumneavoastră?
Nu, la noi, la moment, noi ducem consultări. Dumneavoastră știți că subiectul cheie este încheierea unui acord de reglementare a datoriilor istorice. La moment, noi ducem consultări cu Gazprom pentru a elabora un plan unde va fi indicat cum noi putem aceste datorii să le achităm. Cred că după atingerea acestui scop, este posibilă și discuția despre formula de furnizare de gaze naturale. Discuția între cine? Dacă concret e să vorbim despre persoane, despre companii, despre cine ar trebui de la noi, de Republica Moldova, să facă acest pas? Noi aceste întrebări le soluționăm în cadrul ESA Moldova Gaz. Aici cred că ar trebui să fie o voință politică, pentru că deja, bine, ca părerea de expert, deja s-au încălcat anumite norme din acest contract. Trebuia până în aprilie sau mai, dacă nu greșesc, trebuia să fie desemnat companiei de audit, deja trebuia să fie concret știută cine și cum calculează, pentru că problema principală era cine și cum se calculează aceste datorii. Avem datorii, nu știu, de 750 de milioane sau avem datorii de 400, care plus devierile, plus anumite financiare. Deci, hai așa spunem, piatra principală era aici. Unde, cât calculăm, pentru că partea rusă susținea că avem datorii mult mai mari, partea moldovenească susținea că avem datorii mult mai mici și aici trebuia să găsim un arbitru internațional sau cumva un arbitru terț. S-a încercat prin camera Curtea de Conturi a Republicii Moldova, care de asemenea a făcut un audit și a spus că iată, datoriile sunt atâtea. Dar iarăși, acestea era clar că nu vor fi acceptate de către partea rusă, de către Gazprom. Și cumva consider bine eu că întrebarea asta a fost scăpată de sub control, poate nu s-a atras atenția cum trebuie la întrebarea aceasta. Deci, oricum, contractul, deja sunt anumite puncte care, pe baza căruia el poate fi anulat. Aici trebuie deja să vină voința politică, pentru că haideți să fim cât de realiști, pentru că nu hotărăște Moldova Gaz atât întrebarea asta, cât o hotărăsc cercurile mai superioare politice din Republica Moldova. Care este adevărat, domnule Tutunaru, despre ce opinia? Împărtășiți această opinie? Nu, eu nu împărtășesc această opinie. Este un contract comercial. Respectiv, noi ducem tratative pe partea noastră corporativă. Noi, eu judec reșind din faptul că contractul actual, dacă să luăm în comparație cu cotațiile care au fost înregistrate la bursele internaționale, adică noi doar prin contractul ăsta am reușit să economisim circa 270 de milioane de dolari în prima jumătate acestui an. Adică eu când spun această sumă, asta e ca diferență din ceea ce noi ar trebui să achităm dacă noi am procurat de la piețele internaționale, TTF, de exemplu, și costul efectiv care noi l-am achitat. Da, eu sunt de acord că sunt niște prețuri foarte mari pentru Republica Moldova, dacă e în comparație cu puterea de cumpărare a populației. Dar totuși considerați că condițiile contractului sunt avantajoase și ne permit să cumpărăm, să facem și economii, cum spuneați dumneavoastră? Știți, când, cum și unii experți, când fac careva concluzie, adică ei modelează diferite scenarii. Adică noi acum avem două scenarii certe. Primul scenariu avem contractul încheiat și formula de calcul cu surse, adică cu gazele naturale efective. Și avem bursele internaționale. Astea sunt, spunem așa, două elemente efective care noi putem să le vedem, să le analizăm. Restul discuțiilor, că ar putea să fie mai ieftin sau ar putea, asta rămân doar la nivelul discuțiilor. Adică eu nu pot să-mi spun părerea cum ar fi dacă, spunem așa, cineva ar discuta un preț mai avantajos. Eu doar discut și pot să-mi fac concluziile din careva indiciu care pot să le înțeleg și care pot să le argumentez și le demonstrez. Astăzi eu, două sunt criterii pentru mine. Contractul încheiat și prețurile la bursele internaționale. Bine. În acest context, să înțelegem că Republica Moldova nu poate obține un preț mai avantajos la gazele naturale. Eu nu știu la moment, ok, adică mă scuzați, dar noi putem să obținem mai avantajos. Ca alte țări care au putut obține. Eu nu cunosc toate detaliile de la alte țări și nu pot să mă expun pe subiectul. Da. Sunt țări europene care au obținut un preț mult mai mic la gazele naturale, dar... Ca preț, da. Dar noi nu știm care sunt condițiile mai...
Dacă vorbim despre condiții, se vorbește și despre unele revendicări politice ale Rusiei, precum că Moldova și-ar plăti libertatea în acest mod. Cel puțin asta se vorbește printre reprezentanții Partidului de Guvernare. Dumneavoastră sunteți la curent cu aceste aspecte? Nu sunt la curent, nu. Deci aici poate intrăm un pic în area discuțiilor, hai să spun, ieșind din toată doar corporativă, de ceea ce este întreprinderea. Deci am spus și cum consider că acest preț, acest contract nu este doar de natură economică între doi agenți economici, da? Deci sunt agenți economici mari, puternici, care, dar nu este doar de natura acestor agenți economici, pentru că însăși condițiile contractuale sunt dictate, așa spunem, de atmosfera de contract și atmosfera de negociere. Și dacă atmosfera de negociere a fost cumva viciată înainte, dar noi cunoaștem perioada octombrie-noiembrie, a fost un anumit eveniment care a viciat un pic relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, și aceasta nu are cum să nu influențeze. Deci influențează, măcar că aceste două întreprinderi pot să aibă o relație foarte minunată, foarte bună, la nivel de totul este ok. Dar la nivel politic asta influențează și vă spun mai mulți experți, nu o spun doar eu, că s-a influențat. Și dacă noi acum, cumva, teoretic vorbim, chiar și noi aici vorbim teoretic cum ar putea fi, pentru că avem la moment pe hârtie contractul în vigoare și conform lui mergem. Dar dacă să ajungem că este posibil schimbarea lui, deci noi am putea să obținem chiar și un preț mai bun dacă atmosfera de lucru ar fi mai colaborativă. Deci aici iarăși venim la atmosfera politică și poate la nivel înalt. Eu doar dau ca o presupunere, da? Dacă s-ar face o vizită a președintelui Republicii Moldova în Federația Rusă, fără, nu știu, anumite slogane de genul că țara agresor sau lucruri care într-o politică normală nu ar trebui să existe, atunci poate că am avea și o condiție mai bună și atunci s-ar putea obține și un contract, de ce nu ca la Ungaria sau ca la Serbia sau ca la alte țări, care nu sunt Serbia sau Ungaria, sunt mult mai la vie decât Republica Moldova și au contracte mai bune. Domnule Tutunaru, dumneavoastră, cum credeți, o vizită a președintelui ar rezolva cumva problema? Ne-ar ajuta cumva, cum susține domnul Ungureanu? Este părerea domnului Ungureanu, eu nu știu dacă ar ajuta sau ar facilita întrebarea privind prețurile. Gazprom întotdeauna pune aspectul pe partea comercială. Respectiv, noi astăzi activăm pe contract pur comercial. Suntem mai bogați decât unele țări care au obținut un preț mai mic? Știți, este foarte... Dumneavoastră, cred că cei prezenți nu cunosc toate detaliile discuțiilor. Și respectiv, clar că a fost anunțat prețul care noi l-am auzit. Noi nu știm toate condițiile, modalitățile de plată, care este volumul, acoperă tot volumul pentru țara cu toare. Sunt multe detalii care depind de acest aspect și cum el influențează. Am înțeles. Haideți să vorbim un pic și despre auditul Moldova Gaz. Anterior, care este situația? Pentru că anterior domnul Vadim Ceban, săptămâna trecută, spunea că Moldova Gaz nu a primit încă un răspuns clar din partea concernului rus cu privire la prelungirea termenului de auditare a datoriei istorice. Care este situația pentru moment? Noi acum aducem consultări cu colegii de la Gazprom. În contract este stipulat dreptul la Gazprom să rezilieze contractul începând cu data din 1 mai. Adică este stipulat dreptul. În luna iulie noi planificăm să facem o ședință comună pe subiectul datoriilor, unde vom discuta și modificarea termenilor stipulate în contract. La moment încă n-am primit răspunsul final. Nu ați primit un răspuns. Și dacă nu-l primiți în viitorul apropiat, să admitem, există riscul ca în toamnă Gazprom sau la iarnă Gazpromul să sisteze livrările de gaze naturale? Noi acum întreprindem toate măsurile necesare ca să propunem careva soluție pe subiectul dat. Da, ați analizat și acest factor de risc? Adică există? Desigur. El persistă începând de la data din 1 mai. Însă, efectiv, noi suntem în iulie și Gazprom ne furnizează gaze în continuare. Adică, în contract este stipulat dreptul de la 1 mai. Însă, acțiuni careva concrete, Gazprom nu le întreprinde.
Dar, da, pentru luna august vom primi gaz? Ați primit vreun răspuns la acest subiect? Tot domnul Ceban spunea că încă n-au primit, se negociază, se discută. La noi este procedura că până la data de 15 noi confirmăm volumele pentru luna următoare. Adică noi rămâne să... Avem 3 zile. Desigur, acum se duce un lucru privind estimarea volumului pentru luna august în baza solicitărilor consumatorilor finali. Uh-huh. Și respectiv, în urma analizei acestor date, se efectuează consumul pentru Republica Moldova și transmite către Gazprom. Uh-huh. Adică avem timp suficient pentru ca să facem toate măsurile necesare. Eu sunt convins că noi în august tot o să avem gaz. Dar ce vom face în cazul unei eventuale sistări? Să admitem, nu da, Doamne. Sistări din partea Gazpromului? Da. Uitați-vă, din punct de vedere tehnic sau a infrastructurii, nu este problema. Adică nu este situația care a fost până în 2019. Noi avem posibilitatea să importăm gaze naturale prin 4 puncte. Respectiv, cât din partea Ucrainei, cât din partea României. Altă întrebare, sursa și prețul. Prețul, evident. Da. Evident, asta și este, spunem așa, motivul principal din care noi am înaintat majorarea tarifului, ca să ne onorăm obligațiile față de Gazprom pentru achitările gazelor furnizate. Asta este punctul astăzi sensibil în relație cu Gazprom. Adică, dar... Să admitem că primim că dintr-o sursă alternativă, chiar din România sau actualul ministru al agriculturii, de exemplu, domnul Vladimir Bolea. Acum o săptămână, când încă era deputat, a declarat că, indiferent care va fi decizia Gazpromului, Republica Moldova nu va rămâne fără gaze naturale. Și aici el spunea că gazoductul Iași-Chișinău este complet funcțional, iar România a început să extragă gaze naturale din Marea Neagră. Ceea ce înseamnă o nouă alternativă pentru Republica Moldova, spunea dumnealui. În acest context, vreau să vă întreb, dacă tot vorbim la acest subiect, dacă într-adevăr, prin această conductă, am putea asigura Republica Moldova cu gaze? Nu, din câte știți, a fost semnat credit cu BERT de 300 de milioane de euro pentru a asigura... Atenua criza energetică. Asigura securitatea țării în orice eventualitate dacă se va declanșa de criză de gaz. Adică este Energocom, adică care va avea posibilitatea să procure gaze în caz... Are și surse, are și mecanisme pentru a... spunem așa, asigura la nivel de stat cu gaze naturale. Moldova Gaz tot face tot posibil pentru a menține contractul existent ca surs. Deci prin conducta Iași-Chișinău am putea primi gaze naturale și am putea aproviziona în totalitate Republica Moldova cu gaze? În totalmente cred că nu, dar centru, da. La ce preț ar fi? Eu nu pot să vă spun. Mai adică mare, mai mic. Eu cred că dacă se va procura, dacă să luăm în calcul statistica lunii octombrie, anul 21, adică va fi la prețuri de piață, care, la bursă, cu careva discont, nu mai scump, nu mai ieftin. Mm-hmm. Și dacă astăzi este 1800-1900, adică putem să facem concluzie. Problema, știți, problema este preț și sursă, adică care este, spune, oferta pe piață. De ce prețul crește? Din simplu motiv că oferta nu acoperă cererile totalmente a tuturor. Respectiv și prețul merge în sus. Da. Domnule Tutunar, dumneavoastră a spus că eventual centrul ar putea fi aprovizionat cu gaze, dar ceilalți ce fac? Nordul, sudul? Nu, sunt și alte căi. Uh-huh. Dacă dumneavoastră mi-ați dat întrebarea printr-o conductă, doar sunt 4 puncte. Da. Doar întrebarea asta, adică aprovizionarea cu gaze naturale, adică nu se pune accentul doar pe o rută. Se pune accentul pe toată Republica. Da. Din punct de vedere tehnic, este centru. Partea centru. Înțeles. Domnule Ungureanu, vice-prim-ministrul Andrei Spânu menționa că situația din Ucraina nu permite desfășurarea unui concurs pentru a identifica o companie care să efectueze auditul la Moldova Gaz.
Dar nu am văzut informații despre noi tentative de a face acest lucru. Poate cineva o să ne răspundă în viitorul apropiat. Până la urmă, dacă războiul, de exemplu, din Ucraina ar dura mai mult timp, pentru că, după unele prognoze, se estimează să fie vorba chiar despre ani de zile. Ce facem? Ne aflăm într-o situație permanentă de risc de a întrerupe aprovizionarea cu gaze? Cum ar trebui de acționat în acest caz, în această situație? Știți, la întrebarea asta, cred că trebuia să se înceapă a acționa cu mulți ani înainte, ca Republica Moldova să aibă careva alternative, să aibă câteva surse, cel puțin, de alimentare, atât și cu gaz, cât și diferit tip de gaz. Structura de gaz lichefiat în Republica Moldova, practic, este inexistentă, să aducă, sau alte tipuri de surse regenerabile. Deci, de-abia acum, cumva, bine, se începe pe ultima sută de metri. Asta este situația. Ce facem în cazul în care războiul continuă? Războiul va continua pentru că este întreținut artificial și se pompează bani pentru aceasta ca el să se întrecontinue. Deci asta deja este un fapt. Opinia, care trebuie să-l primim. Da, dumneavoastră. Dar noi trebuie să ne gândim deja cum Republica Moldova va ieși și se va descurca din situația asta. Domnul Tutunaru este în domeniu, știe foarte mult, poate nici nu poate spune acum multe, dar cred că acest audit trebuia și putea fi făcut dacă s-ar fi apăsat un pic mai tare pe această întrebare. Iată, nu s-a realizat și noi trebuie să-l realizăm, pentru că în orice moment, vedeți că există această clauză contractuală, că ei pot să rezilieze contractul. Am în vedere partea Gazprom. Dacă deci, nu se face auditarea? Da, el deamă nu s-a făcut până 1 mai. Da. Deci au posibilitatea să rezilieze. Noi cumva deja suntem într-o situație incertă, într-o situație un pic așa, deci ne bazăm pe aceea că avem relații bune și eu încă o dată amintesc că Moldova Gaz cu Gazprom au relații cât de cât normale, eu le socot bune. Alta e întrebarea politică dintre Republica Moldova și Federația Rusă, deci care de asemenea are influență și are importanță, care vrem trebuie să o recunoaștem că există, deci, această componentă. Ceea ce trebuie pe noi să ne îngrijoreze, iată cum s-a spus și mai înainte, că avem o, la nivel european și la nivel de piața de spot, pentru că noi, Republica Moldova, acum importăm gaze care 70% cu prețul pieței europene, este cât vor costa gazele la nivel european. Deci, pentru că dacă se întrerupe alimentarea, noi avem posibilitatea să fim alimentați sau prin revers, deci mai există conducte, sau din sistemul de conducte de gaz al Ucrainei, deci sistemul de transport gaz, care Ucraina oricum va avea alimentare, că mai are câteva puncte de intrare din partea vestică de cea lor. Deci cumva noi o să avem gazul ăsta. Iarăși, la ce preț? La prețul nu va fi deloc mai jos decât cel care este pe piața europeană. Deci, dar tendințele pe piața europeană, pot să vă arăt un pic graficul, sunt doar de creștere. Și în ultimul moment avem creștere. Iată și prognozele pe viitor. Deja sunt înspre creștere și sunt peste, dacă ne uităm la făcute de experți europeni, vor crește, dacă luăm până la sfârșit de an, circa până la 2.000-2.500. Sunt prognoze deloc îmbucurătoare pentru Republica Moldova, chiar și dacă noi o să avem gaz pe baza contractului existent, care iarăși eu consider că este un contract care trebuie făcut tot posibil ca să fie renegociat și rescris, cumva să... Cu toate că tehnica, logica corporativă spune că este ok, este bun așa, dar politic și economic vorbind, el trebuie, pentru că dacă avem o conducere care ține la necesitățile poporului, deci trebuie să apese înspre acest lucru. Și am spus careva posibilități. Conducerea de vârf să discute cu conducerea de vârf a Federației Rusă și eu cred că vor găsi sute de soluții, chiar și ca exemplul Serbiei, exemplul Ungariei. Deci este... În caz contrar, iată, noi putem să rămânem fără gaz și din cauza că nu vor fi plătite anumite datorii. Pentru că acum încă Moldova Gaz poate să achite, da, mai când vara consumurile sunt mici. Închipiți-vă ce se întâmplă în octombrie, în noiembrie, când începe a crește consumul. Că nu vor fi 25 de milioane de metri cubi consumați, dar vor fi, nu știu, 125-200 să ajungă. Evident. Și atunci nu vor trebui să plătească doar pentru acest volum mic, dar volume mari. Ei intră în capacitate de plată și atunci poate fi sistat gazul prin diferite metode. Sau că nu s-au achitat, sau și aduc aminte, uitați, voi până mai trebuia să faceți acest audit, nu l-ați făcut. Acum deja, nu știu, poate schimbi și situația politică, pentru că declarațiile politice ale Republicii Moldova nu sunt deloc prietenoase, așa spunem, pentru Federația Rusă. Și în moment dat s-ar putea aceasta să existe, să devină deja un factor important. Deci, iată, suntem într-o situație instabilă, deci noi trebuie să înțelegem acest lucru, instabilitatea aceasta acum, care ea trebuie să o înțelegem, ea persistă. Toate că avem la moment dat, pentru luna următoare, dar cea mai important, trebuie să ne gândim cum ne vom încălzi la iarnă. Că faptul că vom acoperi consumul de vară,
este ok. Ce preț am putea obține cel mai avantajos dacă ar exista poziție, prețul voința politică, așa cum spuneți. Cel mai avantajos preț trebuie să fie separat de prețul de piață. Iată, Republica Moldova trebuie să spună cumva că în prețul acesta cel mai avantajos să intre alte componente decât prețul de piață. Pentru că la prețul de piață, după cum vedem și actualmente și cum va evolua, treci de 1800, treci de 2000, cel mai probabil. Și atunci nou, nici de cum nu ne este convenabil. Trebuie să ne detașăm. Preferențial, un preț preferențial. Da, un preț preferențial. Dar un preț preferențial îl dai unui consumator cu care ai relații preferențiale. Deci tot se începe de la aceasta. Domnule Tutunaru, vreo replică aici aveți? Nu, n-am nicio replică. Este din sistem. Părere. Domnul Bureanu spune că nu știe ce va fi dumneavoastră. Nimeni nu știe, nu știu dacă. Sau dacă... La moment situația este foarte imprevizibilă. Și să faci careva prognoze, adică este prematur. Clar că este o situație deloc îmbucurătoare. Uh-huh. Dar cel mai important, noi avem gaze naturale și sunt mai ieftine decât la bursele internaționale. Și când va fi 120 de milioane, ce se va întâmpla, așa cum spunea domnul Gureanu? Consum lunar, vezi? Da. Deci vor trebui achitate. Consumul lunar. Da, ele ar trebui furnizate și achitate. Și cum? Prin tarif. Printr-un tarif adecvat, care vă acoperă cheltuielile reale care sunt înregistrate. Uh-huh. Uh-huh. Vă referiți la acest tarif pe care l-ați cerut acum, de 26 de lei și 52 de bani, sau la altul mai mare? Inclusiv la acest. Că acest tarif, conform calculurilor noastre, care este efectuate în bază metodologiei aprobate de către agenții, noi reieșim la cifra de 23 de lei fără TVA. Domnule Tutunaru, dar la ce vor fi folosiți cei 300 de milioane promiși nouă pentru atenuarea crizei energetice? Din sursele deschise, care noutățile care sunt, 300 de milioane, adică 100 de milioane pentru crearea stocurilor de gaze și 200 pentru operare în perioada de criză. Aha, pentru crearea stocurilor înseamnă că se ia în calcul totuși deconectări, eventuale deconectări de la Gazprom? Nu cred că se ia... Da, desigur, este risc. Adică eu cred că guvernul știe despre acest risc, însă pentru orice securitatea oricei țări, adică trebuie să avem careva stocuri. Domnule Ungureanu, cum, unde, cum credeți, la ce vor fi folosiți cei 300 de milioane? În primul rând, eu sper că va fi maximă transparență, pentru că acum, în situația în care noi vedem că guvernarea câteodată nu respectă totalitate transparența, s-ar putea acești bani, o bună parte sau o mică parte, dar să fie direcționați în alte părți. Vrem și societatea civilă și noi ca experți să vedem foarte clar și concret unde se cheltuie acești bani și dacă este rezonabil această cheltuire. Să nu se întâmple anumite achiziții care sunt de trei ori mai scumpe sau cum au mai fost, spunem, în istorie, în istoria recentă a Moldovei, am vedere. Deci vrem ca acești bani să fie cheltuiți maximal efectiv posibil, pentru că sunt bani de credite, sunt datorii pe care va trebui să le întoarcem, ele intră cumva în datoria publică și noi va trebui până la urmă să ne descurcăm cu acești bani ca mai apoi să-i scoatem din bugetul nostru. Deci îi vedem ca un mic cadou. Cât de bun cadou este, vom vedea. Deci, pentru că dacă ei vor fi folosiți neefectiv, atunci vom pierde ca societate întreagă. Deci, iată, eu aș vrea ca să văd acești bani folosindu-se cu un eficiență maximă și pentru un viitor de cel puțin 10-15 ani în viitor. Deci, cum vor fi acești bani, cum vor ușura viața noastră pentru următorii 10-20 de ani, dar nu doar pentru astăzi. Pentru că cel mai proaste credite sunt cele care sunt consumate acum și apoi ajungem iarăși că nu avem bani și iarăși trebuie să ne împrumutăm de undeva. Și Republica Moldova merge dintr-un împrumut în altul. Bine, este părere de expert care eu consider și trebuie să reieșim și din situația actuală care este, pentru că criza aceasta este la nivel european. Deci nu avem numai noi problema gazului, dar chiar și țările foarte dezvoltate. Da, este clar. Domnule Tutunaru, știm că mulți dintre consumatori au datorii la gaze. Dacă nu greșesc, este vorba de vreo 70 de milioane, da? În cazul în care prețul va fi de 26 de lei și 52 de bani, așa cum a cerut Moldova Gaz, credeți dumneavoastră că oamenii vor putea achita, toți oamenii vor putea achita facturile?
Eu vreau să spun că majorarea tarifelor nu este scopul principal al Moldova Gas. Și noi înțelegem foarte bine că orice majorare de tarif are efect negativ asupra colectării de mijloace bănești de la populație. Da, noi putem să prognozăm o careva scădere de încasări de mijloace bănești de la populație. Însă, deja rămâne de văzut. Noi avem experiență perioade anterioare, când și aș vrea să mulțumesc consumatorilor, când și-au onorat obligațiile și nivelul de achitări n-a scăzut comparativ cu perioada precedentă. Ce veți face cu cei care o să aibă datorii, au sau vor avea datorii? Consumatorii care înregistrează datorii, adică noi ducem lucru cu dânșii, luăm legătură, discutăm, mergem în întâmpinare dacă este necesar de reeșalonăm careva datorii, însă dacă aceste măsuri n-au careva efect, adică ultima măsură este deconectarea de la rețelele de gaz. Când s-ar putea întâmpla acest lucru? Aveți vreun plan? Noi nu avem plan, noi avem doar lista de datorii. Dacă noi să vorbim în cifre, pentru perioada ianuarie-mai avem o datorie de la consumatorii noștri, circa 72 de milioane de lei, dintre care preponderent sunt consumatorii casnici. Noi am avut interdicție de a deconecta consumatorii, însă începând cu 1 august, această interdicție deja nu mai este, există și putem să ne îndeplinim toate atribuțiile noastre conform regulamentele aprobate de către agenție, adică să mergem și la datornici să deconectăm. În cazul în care Republica Moldova s-ar alătura, se va alătura sancțiunilor împotriva Federației Ruse, există riscul ca să ne fie închis robinetul de la gaze? Eu nu pot să mă expun pe subiectul dat, este pe direcția politică. Însă eu discut mai mult din punct de vedere comercial, bazat pe cifre, calcule și situația care este pe piețele internaționale. Spuneți, domnul Ungureanu. Eu cred că trebuie să înțelegem situația. Domnul Ungureanu știe foarte multe în interior, dar nu poate să expună foarte multe lucruri care, deci, perfect înțelegem. Eu, ca bine și mulți alții, putem să ne exprimăm opinia că, și cum am mai spus, acest contract, care este contract de țară. Dar apropo, deci contractul, depinde. Este vreun punct stipulat? Contractul stipulează acest lucru? Nu. În contract sunt stipulate doar condiții comerciale. Metodă de achitare clasice. Da, este un contract, deci dacă ne uităm din punct de vedere juridic, strict juridic, la acesta este contract între două entități care s-au înțeles, cum s-au înțeles, pe un anumit preț la gaz. Dar sancțiunile acestea care deja, dacă Moldova se alătură, nu știu care va fi efectul, mai mult sau mai puțin dureros, nu va fi economic din punct de vedere vorbind pentru Federația Rusă, dar pentru noi s-ar putea să ne se șterbească o leacă din imagine. Și iarăși, dacă ne uităm la situația per general, Europa anual ar trebui să importe circa 35% din totalul consumului de gaz, ceea ce ar putea veni și în Republica. De aceea se înregistrează această penurie de gaz. Circa 145-150 de miliarde de metri cubi nu s-ar ajunge. Bun, bine, o parte din asta s-ar putea de acoperit din importuri, dar nu putem să... Deci Republica Moldova este cumva prinsă într-o... Deci suntem prizonieri acestei situații. Dacă ne alăturăm iarăși și noi acestor sancțiuni, nu vor avea efect imediat, da? Nici asupra Federației Rusă, nici asupra Republicii Moldova. Dar la un moment dat, când va veni discuția despre Moldova, iarăși la iarnă sunt sigur că va întârzia anumite plăți. Iarăși vom avea situația asta excepțională, când toate sursele media spuneau că iată în două săptămâni sau în două zile, dacă nu achităm, iarăși ne se închide gazul. Dar cum ar trebui, domnule Ungureanu, în opinia noastră, să intervină statul în această situație de criză? Pentru că s-au anunțat că se pregătesc compensații, dar nu pentru toți, pentru anumite categorii de persoane. Vedeți că eu nu sunt statul care să... Noi suntem doar cu recomandări. Și chiar și când s-au făcut aceste... Da, asta vă întreb. Când s-au făcut acele compensări,
în iarna anului trecut, s-a făcut o mare greșeală, că s-au dat compensații la toți indiferent, pentru că erau și oameni care foarte avuți, foarte bogați, cu case mari, care iarăși beneficiau de aceste compensații. Deci lucrul trebuia să fie făcut un pic altfel, să ajungă compensațiile exact la cei care au nevoie, la cei care sunt direct afectați, pentru că nu toți au același nivel de venit. Și haideți să recunoaștem că acele compensații trebuiau cumva direcționate pentru persoanele care au suferit indirect, pentru că s-au scumpit și lemnele, s-au scumpit și cărbunele, s-au scumpit și bricheții, deci totul s-a scumpit. Domnule Tutunaru, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, pentru că ne presează timpul. De ce locuitorii din stânga Nistrului achită un tarif cu mult mai mic decât noi? Că, din ce? Că sunt stabilite tarifele de către autoritățile din partea stânga Nistrului. Adică acolo se poate, la noi... Nu este chiar, știți întrebarea, agenția stabilește tarife prin tot teritoriul Republicii Moldova, de iure. Însă el efectiv nu își regăsește efectul partea stângă a Nistrului. Și sunt nu doar pe direcția tarifei, sunt așa, astfel de momente. Da, am înțeles. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența la Moldova zi de zi, vă mai așteptăm. Mersi. Aici încheiem, doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună, la revedere!